Domnule Rector, doamnelor și domnilor, vă adresez de aici, de la Bruxelles, salutul meu cel mai cordial. Și este onoare să mă aflu alături de dumneavoastră, invitat și contribuitor la o dezbatere atât de importantă. Și sunt mândru că în capitala României s-au adunat atâtea minți care gândesc și șlefuiesc viitorul Europei. Sunt la distanță, dar mă simt în mijlocul dumneavoastră. Într-adevăr, viitorul Europei ne preocupă pe toți. Ne uimește și ne îngrijorează. Căci acest viitor pare să facă o călătorie spectaculoasă înapoi în timp și mută în prezent realități pe care le credeam închise în cartea de istorie. Războiul din Ucraina pune la îndoială lumea pe care Europa a clădit-o în ultimile, ultimele decenii. Invazia brutală, nedreaptă, neprovocată și ilegală a Rusiei. Ne-a schimbat așteptările și modul de viață. Dar viitorul Europei înseamnă mai mult decât oprirea ambițiilor militare ale Rusiei. Chiar dacă problema creată de regimul lui Vladimir Putin dispare, rămân multe lucruri de făcut. Lumea se reconfigurează, sferele de influență se reașează, statele care promovează autoritarismul se aliază iar China pare că amenință tot mai mult liniștea rațională a planetei. Conflictul din Ucraina ne-a ajutat să tragem multe concluzii. Am văzut cu toții că liniștea lumii se poate spulbera într-o după-amiază. Am văzut că resursele nu au poliță de asigurare, că materiile prime fac politică. Am văzut că migrația economică și globalizarea au câte două tăișuri. Să ne amintim cum arată o hartă a Europei pe care sunt trastate autostrăzile. În partea de vest vedem o rețea densă de linii și bucle care acoperă întreg toriteriul, în timp ce partea de est abia zărim câte un capăt timid de sfoară. E o diferență de infrastructură care împarte lumea europeană în două lumi, una asfaltată și luminată, cealaltă încă desfundată și întunecată. Ei bine, viitorul Europei depinde în mare măsură de reconfigurarea rapidă a hărții europene, de integrarea uriașilor resurse din Est cu tehnologia și capitalul din vest. E un sal de gândire și de acțiune, o îmbrățișare istorică a destinului colectiv, o accelerare a clasicei integrări europene cerute de standardele de la Bruxelles. De aceea, împreună cu Occidentul Transatlantic, cu statele care ne sunt aliate din emisfera sudică, din Extremul Orient, Europa trebuie să construiască viitorul și să reconstruiască sustenabilitatea economică a democrațiilor noastre post-război. Unde este locul României în acest viitor? În centrul acestuia. Trebuie să fim kilometrul zero al schimbărilor. Borna de la care se măsoară fiecare pas. Sunt sigur că noi românii am acumulat foarte multă forță, dar au și s-au acumulat și foarte multă frustrare. S-au făcut multe, dar s-a și tăcut destul. E momentul să ne regăsim vocea și să ne alăturăm pe deplin meritat viitorului european. Războiul din Ucraina nu este singurul factor transformator al ordinii europene și mondiale. Un întreg sistem global se află în plină transformare. Linia de demarcație între strategic și economic devine din ce în ce mai greu vizibilă. Modelul economic și politica economică din spatele ei sunt în plin proces de reinventare. Așa cum subliniază și noua strategie de securitate națională a Statelor Unite, între politica externă și cea internă există o legătură biunivocă. Pentru a reuși în exterior, trebuie investit în, citez, inovare și forță industrială, și în clădirea rezilienței acasă. Iar în atingerea acestor obiective este necesară folosirea tuturor elementelor de putere națională: diplomație, politică industrială și economică, cooperare internațională, servicii de informații și apărare națională. Iar o politică industrială și de inovare modernă reprezintă o parte integrantă a oricărei strategii de securitate națională. Succesiunea accelerată și suprapunerea de crize multiple, dar și mega-tendințele la nivel global reprezintă provocări, dar și catalizatori ai schimbării. Pentru viitorul ciclu istoric, vom opera într-un peisaj geopolitic și geoeconomic dominat de revenirea competiției între marile puteri și de accelerarea revoluției tehnologice. Deglobalizarea, fragmentarea și relocalizarea economiei mondiale se întățesc, Lansurile de valoare și producție sunt în plină reconfigurare. Pe scurt, un nou model economic și de dezvoltare este în curs de adoptare. La nivel european, această schimbare de paradigmă este încă și mai intensă. Războiul, inflația, renunțarea la dependența de energie rusească, prudența strategică crescândă față de China se adaugă unor mai vechi vulnerabilități în domeniile tehnologiei, competitivității și a perpetuării decalajelor est-vest și nord-sud. Germania, cea mai importantă economie a Europei și principalul partener economic, industrial și comercial al României și al zonei noastre, nu parcurge doar un Zeitenwende, trecerea la o nouă eră. Este în fapt o trezire strategică, economică și digitală, anticipând o schimbare din mers a modelului său economic. Vastul ecosistem industrial german, european și internațional va continua să fie prezent în Europa Centrală și de Est, dar într-o formulă profund modificată, generând transformări masive pe orizontala actualului model industrial central și est european. Aceste crize repetate și suprapuse au zdruncinat și multe dintre taburilor și ortodoxia economică care au dominat ultimii 30 de ani, inclusiv modul în care statele postcomuniste și-au reconstruit economia, instituțiile și societatea. Statul minimal este astăzi o amintire, mai ales că avem, dacă avem onestitatea să recunoaștem de câtă nevoie de intervenție guvernamentală, asumare de riscuri și atenuare de șocuri avem în prezent și foarte probabil și în viitor. Profitul cu orice preț, the race to the bottom, sunt astăzi negate de însăși lumea corporatistă și financiară. Companiile vor pune mai mare preț pe reziliență, făcând hiperglobalizarea de până acum să se fragmenteze în funcție de industrie, regiune, și gradul de risc pentru securitatea națională. Pe fond, pendulul ideologic, cel care influențează gândirea dominantă a unei perioade istorice, se mișcă din nou. Și se mișcă dincolo de clivajul clasic stânga-dreapta, dar și de gândirea economică tradițională. O adevărată revoluție în politica economică și socială se produce sub ochii noștri. Piețele vor continua să conteze, evident, să-și exercite influența așa cum am văzut în recenta criză politică de la, de la Londra. Însă alocarea resurselor în economie va fi rezultatul unui set mai complex de factori, de la deciziile de guvernelor pentru investiții și limitări strategice, la presiunea schimbărilor climatice și la creșterea accentului pe reziliență în defavoarea profitului imediat. Cum ne afectează pe noi acest sfârșit de eră și începutul unui nou ciclu istoric? Pentru a încerca un răspuns, va trebui să privim cu atenție modelul economic pe care l-am dezvoltat în țara noastră în ultimele decenii și să înțelegem ceea ce aș numi paradoxul românesc. Din punct de vedere al ciclului economic, România parcurge cea mai bună perioadă din întreaga noastră istorie. Avem azi un PIB mai mare de patru ori decât în 1989. Și totuși asistăm la un cataclism demografic, la o populație care ajunge la nivelul anilor 60. Pe o suprafață cât a Marii Britanii vom ajunge să fim țara cu cea mai mică densitate a populației din Europa. Agregat, economia crește, însă inegalitățile de dezvoltare între regiuni și categoriile sociale sunt mai mari decât înaintea aderării europene. România are a doua cea mai rapidă creștere economică din Europa, dar aceasta nu s-a tradus în reducerea sărăciei. Citez dintr-un raport al Băncii Mondiale, aproximativ 45% din populația țării se află în zonele rurale, unde sărăcia este cu 20 de puncte procentuale mai mare decât în zonele urbane. Această dualitate puternică este manifestată prin oportunități inegale și un acces inegal la piețe, fapt ce nu se mai întâmplă în niciuna dintre țările Uniunii Europene, arată Banca Mondială. Și, într-un fel, ce folos că recuperăm teren față de media europeană dacă indicatorii de dezvoltare umană rămân printre ultimii din Europa? Nu este de mirare că tinerii continuă să emigreze în aceste condiții. Nu este de mirare că elita intelectuală alege să se împlinească profesional în altă țară. Ne bucurăm, poate, că imigranții din Orientul Mijlociu sau Africa nu aleg să rămână în România, însă cauzele acestei alegeri trebuie să ne de gândit față de orice politică viitoare legată de demografie, atragere sau păstrare de forță de muncă. Dacă e să spunem ceva important, pe scurt, vedem cum economia crește, avem toate garanțiile de securitate, dar țara devine mai șuberă și vulnerabilă din interior. De aceea, cred că putem numi această situație paradoxul românesc. Și mai este o altă fațetă a paradoxului românesc. Prin NATO și Uniunea Europeană suntem mai protejați de riscuri de securitate din exterior decât oricând altcândva în istoria zbuciumată a națiunii noastre. Și totul este mai vulnerabil intern decât oricând altcândva în istorie. Transferul de reziliență societală și sinergie economică dintre politica externă și cea internă, despre care vorbea strategia de securitate a SUA, pare să nu opereze în cazul României. Pe scurt, dacă trebuie să ne îngrijoreze de ceva, este faptul că economia crește, avem toate garanțiile de securitate, dar țara devine mai șuberdă și vulnerabilă din interior. Dar nu ar fi corect să, aprim, să ne oprim aici prin definirea acestui paradox românesc. Pentru că el este reflectat în imensa frustrare a noastră, a românilor, față de permanenta tensiune între potențialul real al națiunii și transpunerea acestuia în realitate. Sunt cauze istorice mai profunde și a fost probabil o iluzie să sperăm că decalajele istorice de dezvoltare pot fi șterse cu buretele în două scurte decenii de integrare europeană. Însă istoria se comprimă și se accelerează. Gradul de complexitate face dificilă ajustarea la schimbare pentru guvernele și economiile cele mai performante dar pentru cei cu guvernanță și economie precare. Ca de fiecare dată în istorie și în această nouă ordine politică și economică europeană și mondială, vom avea învingători și învinși. Iar până nu vom găsi un răspuns onest, integrat și credibil, cauzelor mai profunde ale acestui paradox românesc, vom continua să creștem, fără însă să ne dezvoltăm. Vom continua să clamăm faptul că suntem a șaptea țară în UE, Însă vom evita, jenați și jenant, să recunoaștem că înotăm la coada ierarhiilor europene și internaționale. Vom continua să ne irosim potențialul și să ratăm cel mai bun moment al istoriei naționale a României. Nu ne vom face datoria față de generația copiilor noștri, căruia i-am promis că devenim o parte a Occidentului dezvoltat, și vom privi, dacă nu facem ceva, cum eșuăm ca periferia acestuia. Ar fi nu doar o ironie amară ci un adevărat dezastru național. Care sunt cauzele acestui paradox românesc? În primul rând, iluzia că prin integrarea europeană am atins sfârșitul istoriei, pentru țara noastră cel puțin, și că prin efectul de tracțiune și difuzie de idei, instituții, norme, capital și tehnologie, vom fi propulsați către nucleul dur al Europei. Fără să înțelegem că a fi tractat înseamnă a rămâne în urmă. Și cel care imită nu va fi niciodată mai bun decât originalul. Și eu am făcut parte dintre cei care au crezut că avatarurile istoriei s-au terminat pentru țara mea, atunci când ridicam steagul României la NATO sau semnam încheierea negociilor de aderare în 2004, apropo, fără MCV și cu aderarea automată și necondiționată la spațiul Schengen și la zona euro la 5 ani după aderare. Atunci am crezut că integrarea euroatlantică a României și că misiunea generației noastre s-a încheiat. M am înșelat. Adevărata noastră misiune de-abia acum începe în aceste momente de transformare. De aceea mă simt obligat să vă spun aici, la această prestigioasă instituție academică a României și a Europei, aceste adevăruri. În al doilea rând, am ignorat specificul cultural și nevoile particulare de dezvoltare ale României. One size fits all. Nu a funcționat și nu va funcționa niciodată. Defunctul consens de la Washington a guvernat tranziția postcomunistă, iar regula uniformizantă de la Bruxelles a ținut loc de un adevărat proiect național. Nepriceperea, timiditatea sau neputința intelectuală și politică de a veni cu o contrapropunere coerentă au anulat capacitatea de negociere și influențarea deciziilor care ne priveau. Iar de aici rezultatul. Grefa Occidentală a reușit în prea puține locuri ale realităților românești conducând astăzi la un sentiment larg răspândit de a fi cetățeni de mână a doua în Europa, atât de ușor exploatabilă politic de curentele anti-europene în creștere. Absența curajului politic și intelectual de a adopta, negocia sau impune soluții în co-design cu partenerii noștri occidentali au condus la perpetuarea asimetriei de putere politică și economică de astăzi. În al treilea rând, nu am reușit să rezolvăm niciodată cu adevărat marea problemă a României moderne decalajul cronic de dezvoltare între urbanul mare și restul țării. Astăzi, primele 12 mari orașe contribuie cu aproape 80% la formarea PIB-ului, iar restul țării, restul. Acest abis de dezvoltare este nesustenabil și periculos pentru viitorul națiunii. Atacarea inegalităților sociale a fost transformată într-o luptă ideologică falsă, creându-se în mod artificial și periculos o bătălie pentru resurse între investiții, și protecție socială. Cred că diagnosticul este clar pentru fiecare dintre noi. Dar ce este de făcut? Unde găsim astăzi energiile, curajul și încrederea pentru un nou început? În momente de acest gen de-a lungul istoriei, națiunea noastră a știut să găsească resurse nebănuite de reinventare și de curaj politic. Iar dacă precedentul istoric nu va mai funcționa, poate că spaima de un viitor tot mai incert poate constitui catalizatorul de noi energii politice economice și intelectuale în România, în regiune și în Europa. Tot așa, fără lideri și idei convingătoare, aceea spaimă și nemulțumirea crescândă și justificată a populației față de deteriorarea nivelului de trai și efectul cumulativ al crizelor socioeconomice succesive vor genera tracțiune sporită pentru soluții politice radicale. Aceeași frustrare și teamă de necunoscut pot constitui însă și baza de susținere pentru un radicalism pozitiv și sănătos. Susținerea cu tărie și împrospătarea permanentă a ideii naționale este obligația fiecărei generații și a fiecare dintre noi. Pentru că esența ideii naționale este neschimbată de la punerea temelilor statului român modern. Evadarea de la periferia Europei și construcția unei României care își pune în valoare potențialul, se autodepășește, și recuperează decalajul istoric care ne separă de familia națiunilor dezvoltate, prospere, puternice și influente din vestul Europei. Un nou proiect național ambițios, credibil și sustenabil în timp, trebuie să-și propună câteva obiective strategice, asumate politic și de către societate și urmărite apoi dincolo de ciclurile politice. Aș numi asta, pentru că suntem la Bruxelles, busola strategică, capul compact al Direcției Generale a Țării pentru următorul deceniu sau decenii. Fiecare partid sau coaliție de partide vor avea întreaga libertate să vină cu soluții proprii, inspirate din ideologia și viziunea lor politică. Însă obiectivele naționale trebuie asumate explicit și urmărite de-a lungul guvernărilor succesive. Care ar putea fi astfel de obiective? Opinia mea. Numărul 1. Să ne punem în valoare pe deplin relevanța și locația strategică. Istoria ne oferă o nouă șansă. Este deja recunoscut faptul că elitele românești au știut să profite de marile momente ale inflexiunii, de inflexiunea ale istoriei. Iar România, așa cum s-a constituit de-a lungul acestor decenii și secole, este ilustrativă în acest sens. Trăim din nou un astfel de moment. Raporturile de putere politică și economică în Europa se modifică. După războiul din Ucraina și prin autodecuplarea Rusiei față de Occident, Centrul de greutate strategică al Europei se mută către Est, iar această nouă oportunitate nu trebuie ratată. Este o invitație pentru a contribui activ la construirea unei noi arhitecturi politice, economice, tehnologice și strategice europene. Data aceasta nu la figuri impuse, ci prin co-design de soluții și renegociere a raporturilor de putere în interiorul Europei împreună și nu împotriva partenerilor și aliaților noștri occidentali, care de fapt ne invită la astfel de soluții, prin avansarea conceptelor de friendly sau allied reshoring. Deci, în primul rând, să ne punem geografia la treabă. Întărirea flancului estic al NATO, din Norvegia până în Turcia, nu reprezintă doar un element vital pentru securitatea noastră, dar poate fi transformat într-o coloană vertebrală economică a Europei. Venirea Finlandei și Suediei în NATO și perspectiva europeană a Ucrainei și Republicii Moldova reprezintă un game changer politic și strategic, dar și economic și comercial. Zona de ieșit de nord a României capătă valențe noi, flancul estic românesc capătă noi valențe, putând deveni la fel de atractive pentru investiții și la fel de dinamice economic ca regiunile din vestul țării. Privind retrospectiv, abandonarea coridorului nou transeuropean legând sudul Europei de Scandinavia și Europa, cu ramificații către Odessa, Chișinău și Kiev, a fost o greșeală strategică de proporții. România ar fi beneficiat de cel mai lung parcurs, 550 de kilometri, de la Giurgiu până la Vicovul de Sus, iar relansarea acestuia trebuie asumată politic în UE și cu aliații noștri transatlantici. Similar, Coridorul 7, Dunărea, lăsat în elucare de la începuturile sale, în contextul ucrainian, legătura Marea Neagră-Dunăre redevine o prioritate strategică cu implicații directe și pentru canalul Dunăre-Marea Neagră. Iar această nouă hartă politică și strategică a Europei, pentru prima dată în istorie, România nu va mai reprezenta frontiera de răsărit a Occidentului prin integrarea Ucrainei și Republicii Moldova în familia noastră politică, România devenind partea a miezului și nu a periferiei Europei. Zona Mării Negre va rămâne relevantă strategic, însă România poate juca un rol regional diversificat, asumându-și explicit rolul de placă turnantă între zona Mării Negre, Balcan și Caucaz, precum și între Orientul Mijlociu și Centrul, Vestul și Nordul Europei. Al doilea obiectiv strategic. Regândirea și transformarea rolului și capacității statului de a-și exercita funcțiile esențiale. Transformarea statului român și a sistemului nostru politic și administrativ de a administra eficient o economie și o societate modernă, reprezintă cea mai mare provocare pentru România. Nu va fi simplă, nici istoric și nici cultural, transformarea unui stat supradimensionat, hiperpolitizat și fără o cultură a eficacității într-unul modern și agil. Dar dacă vom rămâne la performanța de astăzi, ne condamnăm, folosind o analogie militară, să continuăm să luptăm cu echipamente sovietice, în timp ce competitorii noștri folosesc echipamente de ultimă generație de tip NATO. Nu este nici un motiv ca România să nu-și propună să digitalizeze 100% administrația și serviciile publice sau să folosească datele și inteligența artificială pentru informarea deciziilor de politici publice. Beneficiile de eficacitate, de transparență decizională ar crește exponențial. Un stat modern și digitalizat ar putea apoi să-și regândească rostul și funcțiile deveni capabili să-și asume un rol strategic și de asumarea riscurilor de intare pe piețe și în zone mai puțin dezvoltate sau neexplorate, unde sectorul privat nu are încă apetitul, randamentele sau resursele necesare. Partea acestui rol regândit al statului va trebui să fie și acela de a crea piețe noi, în principal prin investiții publice strategice, în cercetare fundamentală și aplicată, digitalizare, broadband și fibă optică pe scară extinsă, creând condiții pentru folosirea telemedicinei și de e-learning, calificarea, recalificarea și învățarea de-a lungul întregii vieți pentru forța noastră de muncă. Ar permite această nouă abordare și intrarea în era unui parteneriat strategic între sectorul public, privat și societatea de civilă. Și, pe fond, capacitatea de a trece de la un capitalist de dependență, așa cum este astăzi, la un capitalist de interdependență cu restul Occidentului dezvoltat. În al treilea rând, este nevoie de un nou model economic și, și, de un nou contract social care trebuie să aibă la bază și ca motor al dezvoltării inovare. La nivel istoric, prea puține națiuni au reușit să facă saltul de la economie în dezvoltare la cel de economie dezvoltată. Putem număra pe degete națiunile care au reușit să facă acest salt. Este un turist deja că succesul sau falimentul în națiuni depinde de calitatea instituțiilor sale politice și economice, de domnia legii, dar și de existența unei arhitecturi a oportunităților în societate. Degeaba crești dacă țara rămâne la fel de săracă. În 2024 vom fi ajuns la două decenii de la momentul integrării euroatlantice a României. Și trebuie să recunoaștem, să avem curajul să recunoaștem că actualul model economic și de dezvoltare și-a atins limitele. Iar a nu recunoaște această realitate ar fi o dovadă de miopie politică și lașitate intelectuală a continuat să asistăm indiferenți la situația în care unul din doi copii înscriși la școală iau bacul, reprezintă un faliment moral și o crimă economică. Nu este niciun exemplu de națiune care a ajuns în lumea dezvoltată, care să nu-și fi modificat din mers modelul economic, atunci când se ajunge la limitele modelului existent. Dacă vrem să ajungem acolo, în Clubul Națiunilor Dezvoltate, va trebui să ieșim din pasivitate și imitație, să anticipăm masivele transformări la nivelul economiei europene și mondiale, să ne corectăm vulnerabilitățile și să amplificăm punctele tari, punctele forte pe care le avem din Belșug. Și să ne asumăm un rol activ în acest proces de regândire a modelului nostru economic și social, ca subcomponentă distinctă și perfect integrată a sistemului occidental. Reinventând rolul statului, diversificând economia, susținând firmele care inovează, produc și exportă, atacând frontal inegalitățile și blocaje din societate, investim masiv în oameni, modernizând modul în care livrăm servicii publice, atrage investiții străine sau tratăm cercetarea, dezvoltarea, inovarea în care ne educăm copiii sau modul în care ne tratăm bolnavii. Pentru că o economie competitivă, inclusivă și sustenabilă este potențată și nici de cum frânată de recrearea acestei arhitecți a oportunităților și de repornirea ascensorului social, blocat între etaje, s-au forțat să funcționeze pe orizontală prin masiva emigrare a tinerilor noștri. Și pentru că suntem la ASE, există și o teorie economică care să susțină această nouă abordare, A Dynamic Capability Theory of Economic Growth, care susține în mod argumentat că inovația în toate manifestările sale reprezintă motorul central al dezvoltării societății umane și cheia succesului națiunilor dezvoltate. Vrem să mergem acolo, trebuie să schimbăm modelul și teoria economică din spatele acestuia. Și în care în dintre aceste planuri se va stabiliza pendulul ideologic și, indiferent în care punct ne vom regăsi echilibrul în plan politic, strategic, economic și democratic, un lucru este clar și certificat istoric. Națiunile care pun ambiție și dorință de autodepășire în tot ceea ce întreprind, în politică, în economie, în societate, în politică externă, sunt cele care îi zbândesc. Prin transformarea modelului nostru economic și social, România poate inversa actuale tendințe și deveni o economie de succes a secolului 21. Obiectivul 4 și nu neapărat pe această poziție în ierarhia mea. Repopularea României. Bătălia centrală a secolului 21 este competiția pentru talent. Și aici suntem cei mai vulnerabili. Ca ciclu economic lung, așa cum spuneam, România parcurge cea mai bună perioadă din întreaga noastră istorie. Și totuși asistăm la un cataclism demografic cu o populație care îngrijorează ca tendințe și ne aduce într-o zonă de risc existențial. Și acest, această problemă trebuie adresată frontal. Pentru că depopularea afectează întreaga economie, de la cantitatea și calitatea forței de muncă, la decizia de a investi sau nu într-o țară sau într-o regiune. Soluții există. Irlanda își propune să atragă un milion de noi locuitori până în 2040 printr-o nouă politică de dezvoltare teritorială în afara marilor orașe. În cazul nostru, revenirea în țara unui milion de români sau de oameni ar conduce la o creștere a economiei cu un de cel puțin 6% pe an, antrenând prin taxe și consum o creștere a PIB-ului de cel puțin 15 miliarde de euro pe an. Repopularea României și revenirea la populația de 20 de milioane ca bornă strategică pentru România trebuie realizată și se poate realiza și prin încetinirea declinului demografic, prin condițiile de repatriere a unui părți cât mai mare a românești și a celei moldovenești cu dublă cetățenie și prin import selectiv de forță de muncă. Și în ultimul rând, ceva care mi este foarte drag, reclădirea reputației României în ochii propriilor noștri cetățeni și ai lumii. Nimic nu mă doare mai tare decât modul în care suntem percepuți și tratați ca români. Deși pare un factor intangibil, proasta reputație și lipsa de încredere în propria țară au un impact direct în tot ceea ce facem. Ce salarii avem acasă și în străinătate? Cum suntem tratați în țări străine? Câți bani reușim să atragem pentru afacerea noastră sau pentru startup românesc? Câți români și românci aleg să părăsească țara? Câți turiști ne vizitează? Dacă ar exista o statistică în acest sens, m-aș să spun că proasta reputație costă România mai mult decât toată risipa și ineficiența la un loc. Pentru a fi însă credibil în exterior, brandul de țară trebuie să fie mai întâi credibil pentru proprii cetățeni. Și avem de unde construi. Cu toții știm și ne mândrim că avem ingineri și softici buni. Că România este dintre cele mai frumoase și nealterate habitate naturale din Europa. Că suntem creativi, talentați în arte, în cultură, în muzică, în teatru, în film, în entertainment. Un brand atractiv contribuie și în mod direct la creșterea și diversificarea economică, cu o pondere tot mai mare în exporturile internaționale, este deținut de așa zisele intangibile, cum ar fi cercetarea și dezvoltarea, drepturile de proprietate intelectuală, branding, entertainment, design și, într-adevăr, software. Deci, construcția și promovarea unui brand de țară articulat și credibil nu se poate realiza cu instituțiile și resursele de astăzi. El trebuie construit în aceeași logică de parteneriat strategic între zona publică, privată și civică. Modele există, nu lipsesc decât viziunea, resursele adecvate și metoda. Dragi prieteni, transformarea istorică a României într-o națiune modernă, prosperă și puternică nu va fi un proces ușor. Iar principalul adversar este propria noastră mentalitate și defetismul mioritic. Este un punct obligatoriu de pornire în acest efort. Să recunoaștem că, perseverând în actuala abordare, nu avem nicio șansă să izbândim și va trebui să ne, să ne luptăm cu condiții foarte adverse. Competiție intensă pentru un loc în clubul statelor dezvoltate, dar mai întâi noi noi între noi și cu noi să ne hotărăm pe ce cale dorim să mergem. Proiectele de țară au rămas doar la nivel declarativ, făcând dificilă remobilizarea încrederii în liderii politici a principalor actori din societate. Dacă însă ne vom propune acest salt cu adevărat istoric, promotorii acestui noi încercări vor trebui să-și creeze coaliții largi în societate, dincolo de majoritățile parlamentare, și va trebui să ne înarmăm cu o determinare și încăpățânare de fier. Pentru că va exista rezistență, internă și externă, din partea apărătorilor status voului, care își vor vedea amenințate interesele și privilegiile. Mulți spun că nu mai are rost să încercăm, că nu mai avem cu cine și cu ce, și că mai bine să ne vedem de viața proprie, de destinul nostru individual. Și când mă domină în resemnarea, îmi aduc aminte de istoricul Neagu Giovara și de viziunea lui asupra civilizațiilor. Spunea domnul Ciuvara undeva că popoarele lipsite de o, o vreme de vitalitate istorică au puterea de a renaște cu o forță uimitoare. Poate că a venit clipa să renaștem. Și cum ar spune strămoșii noștri latini, non ducor duco, nu mă las condus, conduc. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, îmi cer scuze dacă am fost un pic mai lung, dar fiind la ASE am avut o înclinație către metoda mai academică. Mulțumesc și mult succes dezbaterilor de astăzi. Mulțumim tare mult și noi, domnule Gioană, pentru această viziune și această radiografie a schimbărilor pe care le preconizați plecând de la contextul internațional și de asemenea punctând paradoxurile românești. Sunt convins că uh, prezentarea noastră a stârnit foarte uh, multe, uh, a creat mult, foarte multe întrebări, așa că o să invit uh, să-mi invit colegii din sală să, să luăm uh, două întrebări uh, cu rugămintea de a... Uh, uh, eventuale alte întrebări să, să vă fie adresate folosind uh, codul QR pe care l-aveți afișat pe ecran și să transmiteți uh, Către domnul Jeană, alte întrebări pe, pe adresa de mail. Vă rog, până apare din public prima întrebare, aș deschide eu această sesiune și. Punctați că modelul economic este în proces de reconfigurare, iar uh, un element foarte important în acest proces ar fi legat de politica industrială și de inovare modernă. Iar când ne uităm uh, uh, în cazul României, uh, inovarea are spațiu semnificativ de creștere, iar uh, la fel pe politica industrială dezvoltarea în ultimile decenii, uitându-ne la statistici, a fost semnificativă, dar în special pe domeniile cu valoare adăugată mai redusă. Și legând aceste elemente de ceea ce spuneați dumneavoastră că cea mai mare provocare pentru România este legată de regândirea și transformarea rolului statului, Întrebarea mea ar fi, care credeți că sunt argumentele pentru care din nou, istoria de cel puțin două decenii României pe această filieră ar putea cunoaște schimbări semnificative astfel încât să putem fructifica oportunitățile generate de noul context uh, internațional. Mulțumesc pentru întrebare. E, e legată de miezul problemei. Eu conduc la NATO uh, efortul de inovare. Uh, bordul de inovare și avem acces la tot ce înseamnă uh, universități, uh, cercetători, uh, industrii, uh, piețe financiare și imaginație uh, intelectuală la nivelul celor 32 de state NATO, includ Suedia și Finlanda ca viitor membri ai NATO. Și cred că și partenerii și aliații noștri din Occident, în această competiție extrem de dură, în principal cu China pentru uh, a ne păstra avantajele tehnologice, care în cele din urmă sunt avantaje economice, strategice, militare, uh, avem nevoie de tot ce înseamnă ecosistemul de inovare al lumii democratice. Deci, într-un fel, uh, atunci când cancelarul Scholz, uh, în discursul său de la Praga, a vorbit despre mutarea centrului de greutate al Europei către Est, Domnia sa, și am reluat și eu această temă în discursul meu, nu s-a referit exclusiv la dimensiunea pur strategică. Evident că prin decuplarea Rusiei, venirea Ucrainei, există o altă geografie strategică a Europei. Deci, într-un într fel, cei care sunt în clipa de față țările și economiile dezvoltate, inovative, cu piețe mari de capital, cu universități foarte bogate, și cu un ecosistem de inovare, își dau seama că trebuie să lărgească centrul și că și România, și Cehia, și Estonia, și e, multe alte țări care astăzi sunt într-un fel în lanțul de valoare al economiei europene și transatlantice, undeva mai jos, este în interesul Occidentului dezvoltat ca regiunea noastră să crească. Dar cum spune românul, cineva, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în desagă. Și de aceea, dacă ne uităm puțin la cifrele de investiție, de către, guvernă, de către bugetele publice din România, la nivel central, dar și subnațional, în cercetare, dezvoltare, inovare, dar și ceea ce investește sectorul privat din România în acest domeniu, suntem în continuare printre ultimele locuri din Europa. Eu nu sunt cel care cred că dacă creștem automat bugetele publice, crește și randamentul, pentru că statul încă nu funcționează cum trebuie. Dar poate că ar trebui pentru acest domeniu, dacă ar fi să dau un sfat din experiența. IT-ului de acum aproape 20 de ani, când am venit cu o politică fiscală agresivă în sensul bun pentru a stimula ITNC-ul și după 20 de ani vedem că este aproape 9% din PIB, eu aș merge across the board cu o politică de stimulare fiscală, de investiții publice uh, direcționate și vânarea de investiții străine în aceste zone de cercetare, dezvoltare, inovare, crescând astfel volumul, dinamica și calitatea participării noastre. La fel pentru politica industrială. Întrebarea este foarte corectă. Și n-am făcut de pomană referința la Germania. E o referință oarecum generică. Pentru că modul în care automatizarea, robotizarea, digitalizarea regândesc și reșlefuiesc modelul economic german și european, ceea ce vedem astăzi, ca parte a, a ecosistemului industrial vest-european, se va modifica, pentru că vestul își schimbă modelul. Încă o dată, dacă aș fi în poziția să dau un sfat, și nu nu fac asta decât extrem de rezervat, eu m-aș duce de pe acum în Germania, în Franța, în Italia, în America, în Canada, acolo unde avem principalele surse de investiții în industrie și aș vorbi de pe acum despre nevoile ca în viitorul model economic al lor, să putem să rămânem parte a acestui, acestui proces. Cum? Investind în alt tip de calități pentru forța de muncă, anticipând schimbările, pentru că dacă vom rămâne pasivi și așteptăm ca ei să schimbe modelul și după aia să decide ce fac cu ecosistemul din Europa Centrală și de Est, inclusiv în România, va fi probabil foarte târziu și vom avea, practic, suferințe și costuri socioeconomice deosebite. Deci, invitația mea este la, la îndrăzneală, pentru că Occidentul ne încurajează să fim mai curajoși. Au nevoie de noi, noi avem nevoie de dânsii, nu este o paradigmă antagonică între Est și Vestul Europei. Din potrivă, e o pledoarie pentru sinergie și uh, inovare și co-design. Mulțumim mult! Uh, vă rog, domnule profesor! În centrul fiecărui model de dezvoltare se pune dimensiunea, și au și dimensiunea factorială. Astăzi specialiștii spun că mai important aproape decât capitalul, a, mai important a devenit talentul, au devenit talentul și atitudinea. Cum vedeți dumneavoastră includerea și valorificarea optimală a componentei atitudinale la tineri în ecuația noului model de dezvoltare? Mulțumesc, domnule profesor. Ați atins uh, miezul uh, miezul miezului problemei, pentru că până la urmă totul pleacă de la oameni. Și nu știu cum s-a întâmplat și nu vreau să arăt cu degetul către nimeni, pentru că fiecare dintre noi, inclusiv eu, am avut partea mea de, uh, de lider și politic și cu toții avem ceva să ne reproșăm. Nu, nu, nu vorbesc în, 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 în termeni acuzatori. Dar în clipa în care ne uităm la șansa de acces la educație și automat de succes în viață pentru un număr atât de mare dintre copiii noștri, din mediile cu geografie mai puțin fericită, este, este efectiv, din punctul meu de vedere, de vedere este, este problema numărul zero a României. Dădeam un exemplu în, în intervenția mea despre faptul că unul din doi copii care se înscriu la școală sau s-au înscris la școală în, acum 12 ani, ajung să ia bacul. Dar câți abandonează școala? Cât uh, analfabetism funcțional avem? Și nu reușim să găsim own, own răspuns, un răspuns integrat uh, la această problemă fundamentală. D întrebarea pe care o puneți este ce fel de, de, de uh, uh, capacități profesionale trebuie să, uh, să educăm pentru copiii noștri. Eu cred că trebuie să găsim un echilibru uh, și asta văd în Occident ce fac cu, cu sistemele lor de educație. Evident că trebuie să-i pregătim pentru tipul de economie și îndeletniciri profesionale care se poată să fie active pe piața muncii. Dar cum știm foarte bine, inovarea este atât de, de accelerată încât mai mult de 60% dintre profesiile de azi nu vor mai exista când ei vor fi terminat o facultate. Și atunci trebuie să le creăm în echilibru cu îndeletniciri care să le fie practice, cu care să poată să meargă să găsească un job. Și să-și facă o familie și să-și facă un rost. Și să poată să se ducă, să-și crească copiii în condiții decente. Și alt tip de calități, și aici noi suferim, și ele sunt legate de capacitatea de, de judecată rațională, lucrul în echipă. Spuneam că suntem talentați, dar suntem individualiști ca români. Deci sunt câteva lucruri în ambele zone pe care trebuie să le, să le facem. Unu să anticipăm ce fel de model economic și ce fel de nevoie de forță de muncă educată va, fi, va exista în viitor și doi, să le dăm niște instrumente care să-i ajutăm pe cei tineri să navigheze într-o lume în care schimbarea va fi, de fapt, noua, noua paradigmă. Uitați-vă la India. Nu suntem singurii care avem probleme cu sărăcia și cu faptul că cei care se nasc în medii defavorizate nu au practic un viitor. Au folosit pandemia cum n-a folosit-o nicio altă țară din lume, nici dezvoltată, nici subdezvoltată, nici în curs de dezvoltare. Și și-au digitalizat tot ce înseamnă e-learning, au mers pe telemedicină în mod agresiv, au digi digitalizat tot ce înseamnă prestații sociale. Nu mai este nimeni care să primească de la un poștaș sau care să meargă uh, uh, 30 de kilometri să-și ia uh, un cupon pentru ajutorul social. Deci, sărca India. Cu, cu probleme mari de guvernanță, cu probleme mari de dimensiune, de volum, au reușit să folosească această criză pentru a adresa problema fundamentală, inegalitatea gigantică de șanse în viață pentru copiii acestei țări. Este un lucru care este efectiv mai, mai grav și este mai păcătos într-un fel decât ori altcândva în istorie. Nu știu cum a fost de cele două războaie mondiale. Dacă că avem perioada cea mai inegalitară din întreaga istorie cât de cât economica a României și acest lucru este absolut catastrofal pentru viitorul României. Trebuie deci să găsim împreună un răspuns în această zonă. Au fost două întrebări, da? Domnul Neagu. Da, da, da. Mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră și pentru intervenții. Și... Um, um, Aș face legătura între uh, mesajele dumneavoastră, uh, partea de inovație de asemenea a avut uh, un rol cheie în uh, elementele transmise și mă gândeam, uh, uh, încercând să fac legătura cu uh, următorul panelist, că o bună parte din materiile prime uh, indispensabile dezvoltării uh, inovative a Europei uh, sau pentru securitate, pentru industria aeronautică, pentru uh, schimbările climatice, uh, provin uh, din Asia, în special din China și atunci a schimba o vulnerabilitate, o dependență pe care am avut-o noi la nivel european față de Rusia cu uh, o altă dependență care uh, provine din China. Cred că procesul uh, uh, trebuie realizat într-un mod uh, de, 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 destul de uh, echilibrat astfel încât să ce spuneați și dumneavoastră ca reconfigurarea hărții economice cu resurse uh, din Est și cu inovație din Vest să, să, fie, să fie realizabilă? Uh, uh, aveți mare dreptate și uh, este un subiect de mare preocupare și pentru noi, și aici la NATO, în Uniunea Europeană, în G7 și există o atenție tot mai mare între, între a nu cădea din lac în puț. Uh, dar pentru că trebuie să mă duc la o altă activitate și pentru că v-am provocat puțin cu, uh, cu teoria economică, aș recomanda pentru, uh, pentru cei care sunt interesați în această teorie de uh, Dynamic uh, uh, Capability uh, Economic Growth Theory, e o carte foarte interesantă pe care, uh, pe, pe care eu o recomand cu, cu multă tărie. Este o carte care este scrisă de David uh, Sainsbury, Lord, Lord Sainsbury fost ministru în cabinetele britanice, se numește Windows of Opportunity și cred că este o pledoarie foarte convingătoare și pentru o audiență supercalificată ca dumneavoastră și o recomand ca, ca element, element de, de, de informare suplimentară. Știu că această teorie nu este nouă și că este folosită în cursurile de la ASE, sunt absolut convins, dar această carte, pentru mine cel puțin, a fost un, un moment de, de revelație politică și poate chiar și ideologică. Deci, vă las cu o, o sugestie de lectură. Iar ceea ce a spus domnul Neagu, QR-code, dacă aveți întrebări pe care doriți să mi le adresați, dați-le și împreună cu colegii mei vom răspunde în timpul cel mai scurt cu putință. Vă mulțumesc mult, e un privilegiu să fiu la ASE. O, 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 o zonă de elită intelectuală a României de ieri, de azi și de mâine. Vă mulțumim, mulțumim, excelența voastră, pentru, <coughs> pentru participarea în mijlocul nostru, chiar dacă sunteți la distanță și pentru uh, alocuțiunea pe care ne-ați oferit-o, pentru recomandările pe care le-ați făcut și sperăm, de ce nu să ne regăsim. Uh, într-un context mai favorabil la următoarea ediție a conferinței noastre The Future of Europe. Ediția 14 Sperăm încă 13 să nu fie cu anumită conotație. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim mult mult succes în ceea ce ne reprezentație la Bruxelles. Mulțumim și uh... Vom folosi, de asemenea, mijloacele digitale pentru a-l invita.